ca ți-ai pula măta cu tirul mătii și cu rasa mătii. Muie, bă! Ești pula măta. Gamea ești pula măta cu turcul mătii, la el la Turcia așa se conduce, bă, gamea ești pula, ești așa ca muia în gur. Nu te asigur, nu nimic. Salutare, dragilor! Bine v-am găsit la o nouă filmare, începută destul de antrenant, să zic așa. După cum ați putut vedea și voi, șoferii ăștia profesioniști din Turcia n-au nicio treabă cu șofatul. În fine, trecem peste. Ne continuăm de ale noastre. Este miercuri astăzi, 3:20. Începem tura 2 de livrare. Avem 10 clienți. O să încercăm să-i facem repede. Ar trebui undeva la ora 5 să terminăm. Ar trebui, teoretic. Practic. Mai vedem. E destul de cald afară. Pe fundal se aude aeroterma mergând. Am pornit și noi AC-ul. Poate că nu e ok. Dureri de măsele. Hai, prietene, hai, prietene. Boss, e dublă continuă, boss. Bă, gamea, ești pula în ea de dublă. Rămâneți cu mine și o să vedeți ce înseamnă o zi de livrat. Bineînțeles, o să-i pun pauză în momentul în care fac livrările ca să nu vă plictisiți. Haideți să procedăm.
Păi ce ai făcut, boss? Tu de ce ai trecut pe roșu? Tu strotineta în gură. Chiar sunt curios cât dintre voi o să vadă acel roșu.
Gata, boșilor, am făcut și prima livrare. Ne îndreptăm cu viteză medie. Auzi, cu viteză medie. Ne îndreptăm rapid spre a doua livrare. Nu mai știu sigur unde este. Sper să o găsesc din prima. Știu doar că trebuie să trec pe sub pasajul ăsta de aici, de la Băneasa. Să fac dreapta pe aici, pe aici. Băi, boșilor, nu mai știu unde trebuie să fac dreapta, pe acolo. Aici pe undeva trebuie să fac eu dreapta. Sper să fie bine, dacă nu ne învârtim un pic pe aici. Asta-i. Ce tare vine asta mic. Bus, lasă-mă și pe mine. Mersi. Trebuie să fac eu o manevră aici. Ca să putem să ieșim, să plecăm. Înțelegeți? Mă duc să livrez și revin. Gameș, trebuia să fac pe aici.
mai întâmplă că nu ești atent. Revin. Thank you.